Imagini crunte, doamnelor și domnilor, și sunt decese suspecte în Rusia. Fostul vicepreședinte al Gazprom Bank a fost găsit decedat în apartamentul său din Moscova. Potrivit agenției ruse de presă TASS, Vladislav Avaev și-ar fi ucis fica și soția, după care și-a luat viața. În aceea zi în care presa din Federația Rusă a anunțat decesul fostului director al Serviciului de Informații Externe din perioada 1996-2000. Spionul lui Putin avea 77 de ani, autoritățile de la Moscova au confirmat moartea acestuia fără să specifice cauza.